ați venit la Ministerul Justiției pentru a spune într-un singur glas că în sistemul penitenciar sunt probleme. Trebuie să spunem și trebuie să spunem răspicat că Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ne minte de mai bine de 2 ani de zile. Ne minte că rezolvă problemele din penitenciare, ne minte că modernizează sistemul penitenciar. În continuare, condițiile de lucru sunt improprii. Pentru deținuți a putut face ceva, pentru noi nu. În continuare, avem peste 1 milion de ore suplimentare neplătite. Peste 1 milion la nivel de sistem penitenciar. În continuare, avem o lege a salarizării care ne discriminează în raport cu alte categorii sociale. În continuare, domnul ministru ne minte în legătură cu pensii. Personalul din penitenciare este discriminat. Anul trecut au scăzut pensiile militare cu peste 30%. Pensiile de care și noi beneficiem. În continuare, orele suplimentare nu ne sunt plătite. Suntem practic obligați să facem muncă forțată. În continuare, nu avem echipamentul necesar, nu avem dotări, ci lipsesc cele mai elementare condiții de lucru. Dacă pentru deținuți avem standarde, pentru personal nu avem. Lucrăm la subsol, lucrăm fără lumină naturală, lucrăm fără pauze, lucrăm câte 13 ore continuu.